S-a muncit din greu săptămâna trecută pe șantierul Centurii Timișoara Sud, unde echipele firmei responsabile de proiect s-au axat pe lucrările de stabilizare a terasamentului. Acestea au lucrat în zona localității Ghiroda, acolo unde s-au făcut umpluturi, s-a așternut mixtura asfaltică și s-a intervenit și la zidurile de sprijin de la rampele pasajelor. De asemenea, a început montarea stâlpilor de iluminat în zona Moșnița Nouă Ghiroda, la rampele podului peste canalul Bega și la conexiunea cu DN6, au transmis reprezentanții DRDP Timișoara.